MMORG.com Locul unde poți să cumperi coins pentru absolut orice joc, în special FIFA. Folosește codul QUICK pentru 6% reducere, linkul în descriere. Cele mai bune jocuri, console și accesorii le găsești pe Gamerland.ro Iar dacă bagi codul QUICK în de observații, o să ai transportul gratuit. Salutare lume și bine ați venit la un episod din Player Career. bine, avem aici cu QPR și uh, trebuie să îl jucăm, bineînțeles. Suntem uh, în atac titular, logic, ca de fiecare dată aproape. Iată ăștia un corean pe aici, hai să le îmbrăcăm așa. Văd că am uh, formă bună, am stamina bună. astea sunt rarități în ultima vreme, din păcate. Dar haide să dăm gol în episodul ăsta, nu știu, vreau un gol uh, din acțiune, nu din penalti. nu știu. Chiar vreau să-mi ajut echipa mai mult, dar e greu, greu, greu de tot. Totuși ai nevoie și de cu echipieri care să spaseze, logic ca atacant normal. Poate mai aș fi făcut mai bine cam. Cred că era mai bine dacă eram uh, mijlocaș ofensiv. Davis. Pasăm acolo. Șutul lui Toral, că de ce nu șutează futus morții măti din întoarcere? Șutează, mă! Ibrahimović te-a născut mă tapui de Ibrahimović Ai semen cu el decât la înălțime. Și nici la aia ca lumea. Și mare și prostul. Trebuie i O, oh, pas aici N-ajung N-ajung Green ajunge primul Iată acolo Hill Pasează la Coateril Coateril Cu minge bună Găsește pasa Dar uh, găsește și-o piciorul adversarului hm. Ce era aici mingea? A, ah, Toral se bagă Futuz morții mătipă, deci nu, iură pe, pe jur deci nu vine să cred, mă, cum se bagă. Eram liber, bă. Nu mă ataca nimeni. Se bagă Toral, dă cu capul că el... Toral. Fisul căcat. Bun. Găsim acolo minge spre Davis. Șutul lui Toral încă o dată, dar asta a fost pe poartă. Minune mare. Green scoate. Iată și eu să mă duc spre colțul scurt. Să vedem dacă este ceva bine de aici. Philips, na, blochează. Să vedem finesul! Am crezut că e în poartă, fac! ocazie mare pentru mine. Iată, în acest moment, în minutul 66, aproape să dau un gol frumos, dar a fost puțin, puțin pe lângă. Avem ocazii pe final, ceea ce e bine, două ocazii bune de la Toral. Trec, pasez acolo bine! Cauteril! Fac! Primesc plus 1 la dribbling, plus 1 la viziune. În acest moment poate o să crește un overall. Ce șut frumos a prins ăsta. Sunt schimbat în mitul 80. O să dau... Uh... Hai să dau watch. Poate merge să... Să dau skip de data asta. Poate s-a peciuit. Cine știe. Poate într-adevăr s-a peciuit. Intră Donaldson. Ia să vedem acum. O să ajungă la minge un jucător de la noi. Merge să dau skip, eu, oare? Ia să vedem. A, ah, bineînțeles că nu merge să dau skip. Extraordinar jocule. Apăs pe fiecare buton. Dacă dau pe ăsta, trebuie să dau sim rest of match. Hai să dau sim rest of match, mă. Să vedem, asta s-a peciuit oare? Sau s-a reluat meciul de la început? Ia să vedem. Chiar sunt curios. Jocul ăsta e atât de prost. A! Nu mă a simulat meciul de la început, pentru că nu mi-a arătat nota la sfârșit, nota mea. E incredibil jocul ăsta, cât, e, cât e modul ăsta de joc, pardon, cât e de prost. E prost făcut. Bă, păi, dar și măcar n-au peciuit, mă. Nu cred că e atât de greu să peciuiești chestia asta. Să fim serioși. Să rezolvi chestia asta. Dar nu, trebuie să joci ca echipă când vrei să joci cu un singur jucător. Să fie frumos. Să-ți crești propriul jucător. Ești nevoie să joci ca echipă. Să crești și pe alții. Na, mă rog. În fine. Nu știu cum s-a terminat meciul. O să vedem imediat după antrenament. Am crescut la short pass, la long shots. Mai am puțin și fac 78 overall. Jocul ăsta e atât de dubios să îmi bag la modul ăsta de joc, pardon. Ia să vedem cât s-a terminat. Probabil am pierdut cu ceva scor imens. Nu, 0-0 s-a terminat, iată. Ok, deci tot e bine. 0-0 cu QPR. Urmează meciul cu Wolverhampton, parcă un om ești greu. Mi-am îndeplinit doar un obiectiv, adică să scot notă medie peste 6. Am 6.4. N-am dat niciun gol în astea 4 meciuri. Uh, procentajul, bineînțeles, că nu am dat niciun gol, nu există. Și urmează meci cu Wolverhampton exact. Mai avem însă un antrenament. Poate fac 78 overall până atunci. Crezi la finishing și la freaky accuracy. Aș putea să cresc cei drept, dacă are și bine alea. Dar apare nu e bine asta. Am luat F la assisted free kicks. Da? Extraordinar. Și hai să avansăm. Poate data viitoare. De ce nu? Wolverhampton Derby, Blackburn și Burnley. Astea sunt echipele care ne sunt cale în perioada viitoare. Sper că o să avem și meci la națională. Poate o să ne ia și pe noi. O să vedem. Din nou titular în atac. Am avut timp să mă recuperez, bineînțeles, după acel meci. Sunt 100%, nu mai am formă de data asta. A, ah, Shining în spate, măcar e grey, dar are și o formă oribilă. Captain Belt, mamă, mamă, ce echipă slabă. Cauteri ce mai mișcă și poate grei uneori. Vom vedea totuși ce se va întâmpla. Nu prea am speranțe de la echipa asta totuși. La început era binișor, dar acum nu știu ce dracu s-a întâmplat. Ne-am pierdut pe drum. Shiny, pasă bună spre mine, să vedem dacă pot scoate ceva din faza asta. Iese Shiny acolo. Obțin corner totuși, blocată centrarea. Asta este... Bate Coteril, cred. Uh, de ce dracu a dat aici spre mine? What the f... Stai, nu e nimeni acolo? Ce dracu mă, bă? Deci nu-mi bag pula de jucător nu. Nu, no, nu, no, nu se poate așa ceva, bă. Nu se poate așa ceva. incre fucking -dibil. Incredibil. Offside aici. Fuck, fuck, fuck. Oh, gol din offside încă o dată. Măcar așa. <laughs> Două minute suplimentare pentru meciul ăsta. Ok, bine, Shiny. Asta acolo, bun. Na, da, bine, înțeles că dau niște pase. Și deci că ținu de picioare de cu echipierii mei. Uh, am o idee. Am o idee, am o idee. U, nu mai, nu mai suport echipa asta, jur. Nu, nu, deci nu, nu iese nimic. Sim the rest of the match Am primit plus unul strength Dar vedeți ce o să fac imediat Deci nu, nu mai suport echipa asta E un plan de rezervă Pe care l-am descoperit Da yep. Nu m luat la național aparent Am 7-7 overall, nu mai am nici dracul la națională Că de ce draco? Că aveți mulți atacanți buni, adevărică Pot să fac chestia asta din moment ce nu mai sunt luat la națională. Pot să simulez până la final prin calendar. Nu mai suport, de jur, nu mai suport să stau la echipa asta. Plus că nici vă, probabil, nu vă place să nu vedeți golul, să vedeți căcat de meci. Pentru că am cu echipiere extraordinar de buni. Um... Da, jucătorul meu nu o să joace niciun meci, oricum sunt împrumutat. O să spunem ceva poveste gen. N-am mai avut patronul să mă bage un fel de Gigi Becali idiot care dacă împrumută jucătorul nu-i folosește. Și da, de aceea. S-a supărat patronul pe mine. Un Gigi Becali și eu o să așteptăm să se simuleze în acest moment. O să opresc facecam-ul pentru că o să mai avem doar chestia asta. O să vedem pe final care o să fie faza. Dacă ne... De fapt sigur o să ne întoarcem la Ajax, asta e clar. Um, da, de acolo o să vedem data viitoare ce se va întâmpla, sărim peste jumătatea asta de sezon, nu mai suport deloc echipa asta, jur că nu mai suport echipa asta, e incredibil bă, sunt curios pe ce loc o să ajungă fără mine, indiferent cum jucam eu acolo în ultima perioadă, n na, <laughs> Pro o să ajungă destul de bad, dacă o să mă întorc la X, Pro, poate o să cer un transfer la o altă echipă, de ce nu? în caz că Ajax nu s-a calificat în ceva competiție europeană. Vreau să joc în Europa sezonul viitor să fie totul fine. Sunt foarte, foarte curios însă ce se întâmplă aici. Unde o să ajungă Birmingham? Pe ce loc 19 o să cadă? Deși puțin probabil. O să țină de rezultate cât de cât poate o să prindă un loc de jumătatea clasamentului pe acolo. Un loc 12-13. Poate așa. Nu cred că o să ajungă în play-off pentru că jucătorii slabi. Scrie acolo că eu nu o să joc în niciun meci, deci da, se înțelege. Rămân cu golurile pe care le-am avut în prima parte plus puțin din retur. E o decizie importantă pe care am decis să o fac acum, dar na, sper să, sper să fie una bună. Sper să fie una bună. Asta e ultimul meci de simulat, așa -i? Da. Ia să vedem ce au făcut băieții. 2 la 2 cu Chartland, pierd cu Leeds, 2 la 2 cu ăștia, pierd cu uh, Ipswich, pierd cu ăștia, 1 la 1, ați câștigat și voi vreun meci de curiozitate, ăștia au câștigat vreun meci de, de când am, simulat. Lost, România a pierdut. Au, au câștigat cu Blackburn, un singur meci câștigat, a, ah, și pe ăsta cu Wolverhampton, 2 la 0, pentru că s-a simulat, da, vedeți, se simulează de la început meciul, că are logică. Birmingham pe 12, am, am ghici mă, iată, ia să vedem. Shiny Suspend, Shiny Injury, Grey Returns, Gleason Injury, Căcat. Cui pasă de ăștia, Eu vreau să ajung la echipa mea. Am pierdut și antrenamente, există și o parte proastă, trebuie să compenseze, știi? Am pierdut și câteva antrenamente, hai să vedem. Aici cresc, 7-8, overall, oricum e destul de bine pentru primul sezon, e chiar mult, adică să fim serioși. 7-8, overall, e destul, destul de mult. Dar în fine, e bine. 18 milioane jumate cost. <gânt> Hai să vedem. Ne întoarcem oare la Ajax? Să sperăm că da. Să sperăm că o să ne întoarcem la Ajax. Hai să oprim ca să facem alte antrenamente. Vreau să cresc mai mult la dribbling, la vision. Chiar aș vrea, am nevoie de astea. Chiar dacă sunt atacant. Am nevoie de viziune, îți dau niște pase așa. Mai dau și asisturi pentru că mi se pune acolo la obiective, îți dau și asisturi. Așa că haideți să avansăm. Vă rog eu, Ajax, luați-mă înapoi la voi. Îmi pare rău că am plecat. Am fost un prost că am plecat. Am fost un mare idiot că am plecat. Nu trebuie să fac lucrul ăsta deloc. Ok, crezi la dribling bun. Încă puțin și crezi la viziune. Am luat ce acolo? F. La fricicuri au numai F, mă. Să tot devin eu un executant bun de frichii dacă au numai F. <laughs> Încă o dată antrenamente. Îmi place perioada asta liberă așa, când nu-s meciuri, poți să faci antrenamente într-una. Ia să vedem. Hm? Antrenamente bune? Oh, shot power, 81. 82, de fapt. Crește la 82. Creștem puțin și în overall. Ne apropiem de 80 overall, ușor, ușor. Probabil, odată ce o să ajungem la echipă mai bună, probabil o să... Facem o treabă mult mai faină și o să creștem mai repede în overall. Și... Din urma meciurilor. Vision, ala-i cresc în vision încă puțin și cresc și în short pass Și attack position Bun, e bine E foarte, foarte bine Ok, iată, se va termina sezonul în acest moment um, Și probabil ne vom întoarce la Ajax Adică sper din tot sufletul să mă întorc la Ajax Primul sezon se încheie ciudat, știu Sacrificăm jumătate din primul sezon Pentru binele seriei, să zic așa seria asta nu trebuie să moară. Seria asta este una faină. Și decât să nu vedeți goluri și faze faine, ce roz mai are la dracu? Să vă uitați la o serie de FIFA, nu știu. Să mă vedeți pe mine cum mă amăgesc aici și fac reici. Bine. <laughs> Poate că e fain și asta, dar... Mie mi-e silă de chestia asta. Mă întorc la club! Ia să vedem. Objectiv. Mă, mi-am îndeplinit oarecum majoritatea dintre obiective. Adică două. <laughs> uh, whatever, nu știu. Hai să avansăm un nou... Un nou sezon vine peste noi. La Ajax o să mergem, poate o să cerem un transfer. Să vedem ce echipe o să oferteze pentru noi. Poate o să rămânem la Ajax. Nu știu ce să zic. Să-mi spuneți și voi în comentarii ce ați vrea să fac. Dar o să aștept puțin pentru a vedea dacă ăștia sunt în Europa În Europa League sau un Champions League Pentru că și asta contează Birmingham City Football Club Adio V-am salutat papa. Pa. Birmingham Să nu vă mai văd în viața mea 1875 Na bine De atunci jucați atât de bad Echipă... echipa slabă, bă Echipă slabă, bă Nu cred că am mai dat de mult de o așa echipă slabă în FIFA La care să joc eu Deci, nu, e incredibil Nici Tudgar n-a fost așa Bine, atunci mă chinuiam că nu prea știam jocul Că eram la început logic, na de trebuie să ție o săptămână, poate, înainte Să faci o serie, dar... Dacă îmi luam o săptămână înainte, cred că... Primeam la înjurături Ai de capul meu și la spam. Pune FIFA, pune FIFA, pune FIFA. La fel cum s-a făcut la WWE pentru că nu mi-a venit jocul la timp. <gângătă> a venit întârzi, cu întârziere aproape o săptămână. Și era spam imens. Pune WWE, pune WWE. Nu înțeleg ce se încarcă atât de greu jocul ăsta. Ai de pula mea. O să scot face ul pentru că oricum nu mai contează. Dar iată ne ajungi și în noul sezon. Avem training la dispoziție. O să trească să se bag astea din nou. Deci, da, ce creation. O luăm de la capăt, nu mai avem alea crescute. Da, mi se pare ciudat. Da, bine, venim din vacanță, cum ar veni, știi? <laughs> mai grași, mai, nu știu. Ok, băgăm la dribbling, băgăm la passing, băgăm ce mai greu în mare parte. Short pas de asta am nevoie de long pas, nu prea. Uh, Troubles, True balls, el rondo. Nu, la... nu mai băgăm la passing, băgăm la shooting ceva, sharp shooting. Da, nu mai merge, că am băgat deja ceva. Nu știu ce am băgat ajută uh, Chance creation parcă am băgat Da, chance creation, adică îmi dă finishing shot, power attack position E bine uh, Set pieces uh... Și vreau să dau penaltiuri Dar trebuie să dau uh, assisted free kick din nou O să le băgăm pe același pentru că nu avem ce să băgăm în rest mm, Ok Perfect delivery, long pass și crossing Ok, iată, asta nu prea... Parcă pe astea nu le avem la antrenamente, parcă avem altceva. În fine, haide să simulăm, bineînțeles, antrenamentele. Creștem puțin, n-am luat note prea bune. Și uh, să vedem ce obiectiv am, 7.8. Da, medie, 13 goluri cel puțin, 5 asisturi cel puțin, și rata uh, aceea să fie de 21%. Mă, destul de dificil. Ia să vedem unde suntem noi calificați. Se vede oare de aici? ce asta? asta e cupa... Mă, stai, pe ce dracu loc? Cum văd pe ce loc am terminat? Uh, tables, ia să vedem. Copa Europe. Nu aici. Nu aici, jocule, nu. Deci Bine că merge să dau R2. Știi? Apus pe R2 în continuu. Și ce se întâmplă? Exact! Nimic! Wow, jocul ăsta e atât de bun, atât de bun, doamne. S-a blocat de tot, să-mi bag pula. A, <gânt> ah, se mișcă, în sfârșit. Champion, ai de cap, mă, bă, cum se... Nu, deci nu, ce cu se mișcă atât de prost, bă? Bă, suntem într-un meniu în pula mea. Jocul merge perfect când... în gameplay, când joci fotbal, dar merge odios în meniu. Bă, voi înțelegeți ce se întâmplă în jocul ăsta, mă? Bă, deci vorbim de ei sport aici, la ce dracu mai mă mir. Uite, te ați și voi, apăs, bă, nu se întâmplă nimic, bă, nimic, nimic. Ai de pula mea, ieșim dracu de aici, că e cancer. Uh, fixtures, ia să vedem. Aici văd că merge mai repede. Suntem și noi pe aici. Mă, nu știu unde dracu suntem. Ce-i drept? Habar n-am. O să mai avansăm puțin din timp. O să cerem și... Uh cum îi zice My Career Nu, My Actions era aia, parcă nu? Da, My Actions O să cerem uh, transfer Iată, o să scoată bani frumoși pe noi ce, ce status frumos frumoasă aici, ce pula mea Hai să vedem o să scoateți bani, de pe urma mea Ce rec Dacă o să mă vindeți, bineînțeles Ia să vedem, mi-a dat răspuns Conducerea, M mi acceptă? Ah, încă nu au luat decizia. Dar o să avem aici din nou antrenamente. Băgăm repede. O porție de antrenamente. Hai da băiatu! F la beat your man, bineînțeles. Să crezi ce am eu nevoie. Mai? Bine, am, am, deja stamina, am agilitate, am bol control cât de cât, am dribbling ok. Pentru un atacant. Dar totuși aș vrea mai mult dribbling, mai mult agilitate. Ia să vedem. Cred că am primit răspunsul. Oricum o să avem aici cu Fenerbahce. Interesant. Ia să vedem. A, nu vor să-mi accepte, vor să mă țină la echipă, mă, ordinari ăștia. Oh, suntem în turneu amical, am picat cu Southampton, cu Fenerbahce și cu Stoke City. Poate o să rămânem la ăștia, vedem... Nu știu să-mi spuneți, dacă... Dacă rămânem în... Dacă suntem în Europa League sau în Champions Cup, eu zic că e bine să rămânem la Ajax încă un sezon. Dacă nu, cred că e bine să plecăm de aici. Și oricum, cam asta a fost pentru astăzi. Sper că înțelegeți decizia mea. Vreau să salvez seria asta oarecum. Vreau să o fac din nou interesantă, să vedeți goluri faine, să vedeți pe Quick în acțiune aici acum de goluri și chestii. Nu să-l vedeți cum face Ridge la cu echipieri. Dal de Toral sau Captain Belt. Și cam asta a fost pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut episodul și tot eu am fost cu Quick. Ciao! -les!